incendiu de vegetație de proporții în comuna Malovoț din județul Mehedinți. Pompierii au intervenit pentru stingerea flăcărilor care s-au extins pe 80 de hectare și la Ilovița a izbucnit un incendiu care s-a soldat cu două victime, una dintre ele având arsuri de gradul 1 și 2 pe 30% din corp. Au ars vegetație litieră de pădure și o livadă de pomi fructiferi din perioada comunistă. Pompierii au salvat o livadă de gutui abia pusă de câteva hectare. Incendiile la vegetație uscată sunt din ce în ce mai frecvente. Conform statisticilor, au avut loc 82 de astfel de incidente în ultimele 6 zile. În cursul zilei de ieri, pompierii mehedințeni au intervenit pentru stingerea a 10 incendii izbucnite la vegetație uscată. Pompierii au depus eforturi susținute pentru limitarea și stingerea incendiilor, care au cuprins peste 100 de hectare de teren. Paramedicii Smurd au acordat îngrijiri medicale unui bărbat în vârstă de circa 70 de ani care a suferit arsuri după ce a încercat să-și igienizeze terenul. După acordarea primului ajutor medical, bărbatul a fost transportat la spital în stare de conștiință, acesta suferind arsuri de gradul 1 și 2 pe circa 30% din suprafața corpului. Acesta a primit îngrijiri medicale de la paramedicii Smurd, ulterior fiind transportat la spital. Un tânăr, în vârstă de circa 21 de ani, care i-a sărit bătrânului în ajutor, a suferit o intoxicație cu monoxid de carbon și a primit îngrijiri medicale de la un echipaj SAJ. Din fericire, cea de-a doua victimă a suferit doar o ușoară intoxicație cu monoxid de carbon după ce a încercat să-i vină în ajutor bărbatului căzut la pământ. Persoana a primit îngrijiri medicale de la un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean, ulterior fiind transportată la spital. Pompierii au localizat și stins incendiul în limitele găsite, flăcările cuprinzând circa 4 hectare de vegetație uscată.